de 20 septembrie, în jurul orei 5:40, a fost înregistrat un accident rutier în localitatea Livada, comuna Icoș, cu implicarea unui polițist. Din cercetările efectuate a rezultat că bărbatul de 33 de ani, angajat al Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, în timp ce conducea autoturismul pe direcția Gherla spre Cluj-Napoca, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare, intrând în șanțul de pe marginea drumului. La testarea acestui acoperatul etilotest a rezultat o concentrație de 0,40 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Totodată, în momentul în care echipajul de poliție l-a informat că va fi testat cu aparatul drug test, acesta a refuzat, motiv pentru care a fost condus la unitatea medicală pentru recoltarea de mostre biologice, unde de asemenea a refuzat recoltarea. În cauză se fac cercetări sub aspectul infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. Totodată, conducerea inspectoratului a depus verificări pe linie internă pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările.